Plenul Senatului a adoptat două proiecte importante pentru creșterea calității actului de justiție. Primul proiect de lege vizează statutul asistentului judecătorului. Senatorul PNL de Maramureș Cristian Niculescu Țăgărlaș, președintele Comisiei Juridice din Senat, coinițiator al acestei legi, a precizat într-un comunicat de presă că acest proiect reglementează statutul asistentului judecătorului, a cărei activitate reprezintă un sprijin pentru judecători, contribuind la degrevarea activității acestora, asigurând astfel premisele pentru îmbunătățirea calității actului de justiție. În cadrul dezbaterilor din Senat au fost adoptate mai multe amendamente care îmbunătățesc conținutul legii. Printre acestea se regăsesc introducerea condiției vechimii de minim 3 ani în specialitate juridică, urmărindu-se asigurarea unei proporționalități între scopul înființării acestei categorii profesionale de profil juridic și nevoile instanțelor de judecată, precum și o durată mai lungă de 6 luni pentru durata stagiului de formare inițială. Mă bucur că am reușit să adoptăm acest proiect de lege în Senat, pentru că sunt convins că va îmbunătăți sistemul juridic din țara noastră și accesul cetățenilor la justiție, a mai subliniat senatorul Cristian Niculescu Țăgărlaș. Cel de-al doilea proiect votat în Senat vizează modificarea și completarea legii privind codul penal, a legii privind codul de procedură penală, precum și a legii pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Proiectul prevede modificarea unor dispoziții referitoare la stabilirea numărului zilelor amendă, dar și la determinarea cuantumului sumei unei zile amendă și la procedura sechestrului. Totodată se propune modificarea unor dispoziții referitoare la procedura de valorificare a bunurilor sechestrate.